Vreme instabilă și temperaturile scăzute din ultimele zile ne duc cu gândul că iarna bate la ușă și odată cu anotimpul rece vin și grijile legate de încălzirea locuințelor. Gospodarii și-au făcut stocul de lemne de foc încă din timpul anului, însă reprezentanții Rom Silva din județul Hunedoara declară că au vândut lemn de foc din pădurile statului tot anul și nu există riscul de a nu face față comenzilor tot mai mari din această perioadă. Anul acesta, în funcție de specia de lemn și de locul din care se livrează, prețurile pentru un metru cub de lemn de foc pleacă de la 170 de lei și ajung până la 320 de lei. Noi suntem pregătiți încă din primăvară cu lemnul de foc pentru asigurarea necesarului la populație. Avem în depozitele ocoarelor silvice, avem lemn de foc și avem lemn de foc și la drum auto în rampa primară la pădure. Pentru a putea fi cât mai aproape de cei care solicită, de cumpărători, și pentru a avea prețuri cât mai accesibile. Pentru că automat lemnul pe care noi îl vindem de la pădure are un preț mai mic, nefiind incluse și costuri de transport și de manipulare în depozitul ocolului. Dar avem lemn în depozite, lemn de foc pentru încălzirea populației și avem lemn de foc și în rampele primare la ocoarele silvice din subordinea direcției. Cam care ar fi prețurile, domnule director? Prețul lemnului de foc pleacă de la 170 de lei la pădure, adică în rampa primară, la drum auto, cum spunem noi, și ajunge până la 320 de lei la depozitul ocolului silvic. Din păcate, noi nu avem mașinile necesare pentru transport, și atunci suntem nevoiți să vindem fără transport. În depozit putem și livrăm lemnul încărcat în mijlocul de transport al beneficiarului. La pădure este nevoie să își încarce cumpărătorii materialul lemnos. Avem depozite la ocoarele silvice 7 și avem în rampe primare, acolo deja discutăm de mai multe, pentru că sunt în mai multe, la ocoarele silvice Simeria și Ilia cel puțin, în mai multe locuri în funcție de comune. Cam la 2-3, să zic așa, 2-3 rampe primare la nivelul celor două ocoale silvice, Simeria și Ilia. Restul având și depozite primare. Dacă în urmă cu mai mulți ani unii proprietari de păduri se revoltau pentru că în prag de iarnă nu aveau lemne de foc, silvicultorii au remediat și acest neajuns și au marcat deja copacii care pot fi tăiați în afara fondului forestier de stat.